Astăzi este about consome. Bă, lasă-mă, bă, ne ținut cu ciorbă de lobodă. Toată săptămâna trecută cu urzici de pășanț și acum a trecut la consome. N-avem nici lingură de consome cu care să mâncăm. O să vezi că vreau să vă arăt astăzi cum se clarifiază zeama de la consome. Începem de la o supă de bază, okay, care e făcută din rasol, uh-huh, lăsată cu multe legume și la capăt are niște impurități și o să vedeți cu niște legume proaspăt tăiate, amestecate cu un gălbenuș de ou, o să vedeți cum se clarifică foarte fain consomeul. Deci se clarifiază asta? Incredibil, foarte, da. Fain. Uite, asta ar fi de văzut, să ne arăți pas cu pas să nu te grăbești. O dată ne apucă cheful de consome. Da, da, eu chiar vreau. Omă, te trezești într-o dimineață și zici, bă, aș mânca un consome. Acolo e... Secretul la consome care e? Bă, se face multe legume, se face la temperatură mică și cam 3-4 6. E important să rămână. Așa rămas. Mult? Așa mult, da. Noi, la cât costă curentul acum, nu-l grăbim un pic? Nu. În bucătărie, unele lucruri trebuie făcute așa cum trebuie, în timp. Și ce-i fain că la capăt o să pun într-o oală de asta mai mare. Am luat carne cu măduvă, rasol, o să pun apă, legumele. Lasă fiarbă bine, o să spumez, bineînțeles, dar după aceea la adică capăt... Adică scoți spumaia ca la o ciorbă normală. Normală. Și doar că la capăt o să iau iar din toate legumele, să le dau brunoaz mărunt și o să le amestec cu un albuș de ou. Și îl pun deasupra. Și o să fac un fel de... Boasca zice ca și la vin, să face o boasă așa mai groasă și toate impuritățile din zeamă din, sunt trase de albușul de ou. Exact, da, legumele ce are. Serios? Serios, dacă nu. Deci rămâne ca o boasă așa tare, doar albușul, da. Ăla clarifică tot. Ca un burec, clarifică. Așa. Exact, deci și legumele aduce în prospeție. Și rămâne clarifiat? Exact. Nici măcar nu zic că iau din zeama ce, trag un tic de o parte, frumos să vezi boasca aceștia, mm-hmm, acolo, iau zeama care e perfectă, transparent, are culoarea de la carne, așa un pic, mm-hmm, rozalie, cumva nu e perfect transparentă. O să o și strecur, bineînțeles, pentru o capelină, sau două, trei chiar. O să asta ce înseamnă? Capelina e, sau dacă nu, un prosop de bucătărie care să strecore zeama ca să rămâne foarte fină. Tifon. Ah, ca un tifon. Tifon, da. Dar foarte, foarte fin. Noi acolo făceam brânză. Da. Da, în bucătărie se folosește capelina, capelina aia din bucătărie. Bun. Să nu... Na. Bun. O grămadă de legume. Asta sunt legumele care le folosesc multe. Ai zis că te joci așa de parcă ar fi toamnă și nu primăvară, dar încă n-au ieșit toate bunătățile. Ideea e că din astea sunt două rădăcinoase și deasupra, să zic. Vreau să fac un duo de creme, o să fac o cremă foarte gustoasă din dovleac și din această țelină, badem, o să tai o bucată, să pun și textură, dar și din ea o bag la cuptor ca moră jumate, o condimentez, jumătate o blendez, jumătate o las ca și cum aș pune o bucată de carne deasupra. Aia, și o să am două creme culori diferite, cu arome diferite, foarte fain. O mâncă poate să fie o mâncare fără carne. De post. Ce am auzit că face consome? E o zeamă, să nu te sperii, gen, că pare așa. E o zeamă bună, să știi că mama făcea consome, bale, de mult aproape. Nu-l făcea, dar făcea tot timpul legume multe. Ce e el, de fapt? E o supă clară, de consumat. De carne, de vită, de obicei, da. Poți face și un fel de pui, dar de vită se face la bază. Era supa noastră de duminică, Florine, care se făcea cu multe legume, ceea ce fac eu acum. Aia de ține o săptămână, când tot, duminica e altă. Nu prea, că la noi se cam mânca toată. Îmi place că mai devreme s-a povestit cu mâncările, că ce copiii copiază. Ce drept că la mine în bucătărie să folosesc multe legume. Mănâncă toate legumele? Nu neapărat le mănâncă copiii, morcovul mănâncă, dar nu prea. Dar îl pun și l-am tot timpul în farfurie și să știi că eu când am spus în Franța și am mâncat strivii, crede-mă, erau acolo de un Crăciun, o etaveci. Și m-am dus așa, am ieșit, zvi, dacă le atingi, să-mi mișcă un pic. N-ai văzut niciodată? N-am știut. Am degustat, ok, nu mi-a plăcut, normal, din prima. Dar, nu, fiind mare, am zis, ok, după ce am degustat de vreo 20 ori, a început să-mi placă. Normal. Așa e. Cofta vine mâncând, e vreo legumă care nu-ți place? Cred că aici nu-mi place praza, da. Ai băgat seama, am început să spumez un pic. Pun prima dată carnea, pentru că în momentul când pun carnea spumez mai ușor, dă un cloc și apoi okay. Încep să pun legumele. De obicei să pun și legumele
același timp, să pleacă totul de la rece. Dar eu mai îmi place să mai fac și așa, să pun. Exact. După asta, uite ce începe să arate consum, eu vezi, e focul de la 1 la 10, la 1000 la 6, da, la mediu. Dacă cumva e prea tare, mai dau timp ce vreau să forcotească la foc în ceva de aromele să rămână, să nu se evapore. Vezi că aici ni da, multă din aromă iese în apă. Da, da, da. De obicei se mai și pune capac, înțelegi? Uh-huh. Am lăsat la foc încet ca să rămână aici. Bade, aici. Uite-o ai. Ăsta e consomul meu, bade. Uite-l ai. Fii atent. Vezi că am zis că face o poșghiță ca și la o boască, vezi? Da, da. Asta e o parte. Uite, vezi, bade? Și uite. Uite, vezi cum a strâns mizere și acolo e zama perfectă, curată. Ce clară e. Aici, Ani. Deci ai pus albuș, l-ai bătut. Uite, bade, și am mut tot peste. Pus cu niște legume. Cu legume, da, uite. Și acum îl pun peste, bade. Și e clară. Clară, clară. Încă mai trebuie să o mai strecurată printr-un geo, dar